octombrie 1917, ca urmare a Revoluției Bolșevice, Imperiul Țarist cade, se dezintegrează, prin urmare Lenin și ortacei săi pun mâna pe butoanele puterii de la Petrograd și formează ceea ce avea să devină în viitor, la scurt timp, Uniunea Sovietică. Pentru început aș vrea să vă întreb cum arăta Rusia din punct de vedere economic și social după acea Revoluție, în special după acel război civil care a cuprins Rusia, război în cadrul căruia au pierit milioane de oameni. Război civil. Bine, Rusia de întotdeauna a acuzat și a căutat ieșirea dintr-un impas legat de înapoierea față de Occident. Și, de fapt, asta a fost marea dezbatere intelectuală a Rusiei înaintea primului război mondial. Și aici taberele, așa cum știu, erau împărțite în două uh, părți. Erau slavofilii care gândeau în termenii unei refacere a Rusiei în baza unei tradiții rusești, și erau occidentaliștii care vedeau dezvoltarea Rusiei prin prisma acestei raportări la Occident, o imitație a Occidentului, așa să spunem. Bolșevicii au știut să găsească această a treia cale. A treia cale era marea găselniță a rușilor, deci între slavofili și occidentaliști să se găsească o variantă de compromis. Dacă ne uităm la modelul de modernizare bolșevic pus în aplicare după evenimentele pe care le-ați enunțat, vom vedea că, de fapt, el era imitat din Occident, dar și opus Occidentului. În asta a fost marele paradox al sistemului sovietic. El a preluat de la Occident toate elementele importante ale modernizării occidentale. Ne referim la industrializare, ne referim la colectivizare, preluată pe filiera prusacă, așa să spunem. Ne referim la alfabetizare, revoluția culturală, dacă am spune în termen mai extins, urbanizarea și toate acele elemente care definesc partea materială pozitivă a Occidentului. Dar în același timp, bolșevicii au fost antioccidentali, pentru că asta era o, un fel a Rusiei de a fi din toate timpurile. Prin urmare, deci acest model bolșevic avea de rezolvat câteva misiuni importante. Primul, transformarea Rusiei dintr-o țară agrară, eminamente, Până la război, Rusia împărțeau cu Statele Unite primele poziții în ceea ce privește producția agrară, până la război exporta grâu, orz, cereale, cartofi și așa mai departe. Până la, până la primul război. Și al doilea lucru important, dincolo din transformarea acestei Rusiei dintr-o țară eminamente agrară, în care țăranii constituiau un jur de 90% din populația acestei țări, ruralizată, urma a fi transformate într-o societate avansată. Sovieticii simțeau decalajul enorm față de Occident, nu doar la nivelul civilizațional, dar ne referim și din punct de vedere militar. Pentru că înțelegeau sovieticii că a rezista în fața lumii capitaliste înseamnă, în primul rând, dezvoltarea unui complex militar-industrial care să-ți permită această rezistență. Din cauza asta, industrializarea sovietică a avut un puternic caracter militarist. El era cumva conform epocii, dar, totuși, bolșevicii au extrapolat. Și cumva acest lucru a devenit dominant, mai ales după al doilea război mondial, când deja începe bipolaritatea și marea rivalitate pentru cursa în armă. Da, după ce a preluat puterea, la un moment dat, Iosif Stalin a declarat chiar, citesc, suntem cu 50-100 de ani în urma țărilor avansate. Trebuie să recuperăm această distanță în 10 ani. Ori reușim. Ori ne zdrobesc ei. Războiul civil a determinat uh, inițial implementarea unei forme primitive de comunism, așa numitul comunism de război, care s-a dovedit a fi un faliment. Și atunci, în 1921, Lenin a mers pe o derogare, așa să spunem, implementând nouă politică economică, așa numitul NEP. Noua politică economică a însemnat aducerea, sau mai bine zis, respectul față de anumite forme a proprietății private, dreptul țăranilor de a-și vinde produsele pe piața internă și externă, și din acest punct de vedere, Nepul a fost o, un fel de compromis între Rusia antirevoluționară și cea revoluționară. Acest lucru n-a mai plăcut lui Stalin, care după 1924 devine influentă și a tot puternică în Rusia, înfrângând pe rând toate desidențele care existau în interior și trotskismul și buharismul și zinovievismul și mulți pe alții care vedeau Rusia dezvoltându-se în diferite forme și care propuneau versiuni alternative. Stalin a venit cu câteva noutăți în raport cu Lenin. În primul rând, Stalin a mers pe ideea victoriei socialismului într-o singură țară. Și atunci a renunțat la ideea Revoluției Mondiale și la exportul de comunism în afară. A făcut-o după al doilea război mondial, dar la acel moment avea nevoie de asta pentru a-l înfrânge pe Trotsky. Și atunci când a obținut puterea absolută, în anul 1928 s-a renunțat la Nep. Renunțarea la Nep a avut, în primul rând, necesitatea de a crea o anumită previzibilitate a producției agrare. Adică Stalin în anul 1928 s-a ciocnit cu o problemă în care țăranii din cauza prețurilor mici la produsele alimentare au început a stoca producția și nu o dădeau statului. Asta a cauzat probleme majore în aprovizionarea statului sovietic și Stalin a folosit acest pretext pentru a înfrânge definitiv culacii pe care ei o numeau, chiabure, în diferite feluri. Și în anul 1929 Stalin scrie un articol fundamental Velichi Perelom, așa, Marea Cotitură, în care spune că noi avem șanse de a ne dezvolta și a deveni o putere dacă vom dezvolta industria grea, industria producătoare de mașini, doi, avem nevoie să colectivizăm mediul rural și trei, să creăm premizele pentru o revoluție, transformarea, revoluția socială, deci, Revoluția Culturală, omul nou, așa cum se enunța în perioada sovietică, și anume cu anul 1929, începe de fapt industrializarea și marele procese. Stalin mergea pe ideea centralizării statului, deci a instituit economia centralizată în care statul devenea unicul posesor al drepturilor, a proprietăților și statul era unica instituție care împărțea și dădea beneficiile, ceea ce nu este într-o societate capitalistă, spre exemplu. Această necesitate de a rupe în înapoierea cronică a Rusiei, a determinat mutații profunde în societatea rusă. Această mutație a fost determinată de necesitatea construcției marelor și grandioaselor proiecte sovietice care erau în jurul la câteva direcții, așa să spunem. În primul rând, erau marele întreprinderi pentru că asta a fost cartea de vizită a Uniunii Sovietice, marele combinate e, metalurgice, apoi erau marele bazine carbonifere, erau deja pe parcursul Uniunii Sovietice, lucrurile astea s-au schimbat spre direcția de petrol și gaze, erau e, drumurile și marele provocări legate de calea ferată, și drumului de acces, trei, era vorba de hidrocentrale și tot ceea ce însemna electrificarea țării. Uniunea Sovietică avea suficiente resurse intelectuale pe interior, avea suficiente tehnologii moderne care să-i permită Moscovei să pună pe picioare această industrie grea. Sau, totuși, bolșevicii de la Moscova, Chiar dacă urau de moarte, așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, țările capitaliste au cerut totuși ajutorul specialiștilor din Occident. Stalin a mers pe două căi în realizarea acestei industrializări. Prima a fost importul de tehnologii și mai ales de specialiști occidentali și a doua a fost mobilizarea societății sovietice. Asta însemna că viața umană nu avea niciun preț, contau marele proiecte și marele finalități. Asta explică de ce Gulagul a devenit unul din instrumentele principale prin intermediul căreia s-a făcut modernizare. Iar marele întreprinderi sovietici și marele realizări sovietici sunt făcute pe cimitirile a milioane de oameni și morminte inclusiv a românilor, moldovenilor, care după 1944 au fost angrenați în, în astfel de procese de reconstrucție și de construcție. Întreaga industrie sovietică s-a așezat pe expertiza și pe importul din Occident al tehnologiilor, după care faza clasică a fost de învățare, noi ne referim când vorbim de Occident la câteva state care au participat plenar apropo la proiectul stalinist de industrializare. Astea sunt Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Austria, Italia pe locuri. Așa? Dar, în mare parte, triunghiul care a contribuit la această modernizare a fost Marea Britanie, Statele Unite și Germania. Cu Germania este o istorie aparte, pentru că Germania cu sovietice după 1922, după acordul la Ropal, au avut un acord preferențial, schimb de resurse în schimbul tehnologiilor și asta și din punct de vedere militar. Uniunea Sovietică a pregătit mașinăria germană de război? Evident, e acolo și s-a pregătit și s-a antrenat, a beneficiat. Benzina și resursa de fier a Imperiului, a Reichului German, a fost economia sovietică. Dar ca să intrăm în puterea detaliului și să oferim ascultătorului nostru un moment, un episod clasic și foarte cunoscut, Magnitogorsk. Deci acest Magnitogorsk a devenit important pentru sovietici datorită muntelui Magnitnaia. Deci acel munte era o anomalie. 70% din minereu era produs definit. Fonte, oțel, și acest lucru a dus la valorificarea lui în perioada sovietică. În anul 1928, o delegație sovietică a plecat în Statele Unite ale Americii, în Cleveland, în Ohio. Acolo s-au întâlnit cu mediul de afaceri, cu o companie Arthur Machi, care s-a angajat să facă un transfer al uh, combinatului metalurgic din orașul Gare, Indianapolis, Indiana, și să-l transfere în Uniunea Sovietică. Deci acești americani urmau a prelua conceptul uzinei și să o mărească de patru ori. Deci aici s-a realizat Magnitogorskul a devenit cel mai mare și cel mai cunoscut proiect al industrializării sovietice care apropo să știți că a jucat un rol crucial într-al doilea război mondial. Acolo s-au făcut mari invenții legate de tehnica militară, în special de tankuri. După semnarea acestui acord, practic în anul 1929 a început construcția Magnitogorskului. Cum s-a construit această uzină? Au participat trei părți. Deci, în primul rând, americanii au adus și au făcut cele 8 cuptoare mari. Două companii germane, Aiegu, care mai este și până la ora actuală, apropo, mare producător de electricitate în Germania, Aiegu a făcut turbina diesel, unică la acel moment, și rețelele electrice la această uzină, iar Krupp s-a ocupat de furnale. Și în cele din urmă, al treilea element, compania Taylor din Marea Britanie a fost cea care s-a ocupat cu extragerea deci capacitățile, pentru că britanicii aveau o tradiție imperială extinsă de folosire acestor tehnologii de forare și de extragere și ei au făcut acest lucru până în anul 1937. Să nu uităm un detaliu important. Designul arhitectural al orașului a fost proiectat de Ernst May. Acest Ernst May a fost un arhitector german care a adus o echipă de arhitectori germani și austrieci pentru proiectarea orașului. Nu a putut în forma în care el a dorit pentru că Magnitogorsk dincolo de performanțele economice este un cataclism ecologic. Deci este cel mai poluat oraș din Rusia și în perioada sovietică era deci mortalitatea foarte înaltă și nivelul de poluare foarte mare că nu s-a respectat de la început separarea cartierilor rezidențiale de cele ale producției. Prin urmare, cartierele muncitorești spontan începute a fi create s-au așezat în proximitatea uzinei ca oamenii să nu piardă prea mult timp ajungând la lucru. Și asta a făcut ca fumul și tot ce ieșea din furnale să vină direct în casele lor. Ernst May propusese inițial delimitarea acestei zone rezidențiale în altă parte a râului cu instalarea unei fâșii de pădure care nu s-a respectat în cele de urmă, astfel încât Magnitogorsk până la ora actuală este o calamitate ecologică. Dar în anul 1937, străinilor li s-a cerut expres plecarea. Între 29-37, sovietici au învățat tot ce s-a putut învăța de la occidentali, după care aceasta li s-a spus plecați. Evident că era și în contextul marilor iepurări staliniste, înțelegem de ce anul 1937 dar după asta toată această tehnologie a fost învățată de ruși, a fost îmbunătățită, nu putem spune și că în totalitate a fost rezultatul tehnologiei occidentale. Ele au avut un rol inițial de formare, pentru că nu e vorba doar de Magnitogorsk. Și spre exemplu, da, iată eu am o listă chiar aici, cu ajutorul specialiștilor americani. Germani sau britanici au fost ridicate o serie de obiective industriale gigantice, precum hidrocentrala de pe Nipru, uzinele metalurgice din Magnitogorsk, la care ați făcut referire, cele din Lipetsk, Celeabinsk, Novokuznetsk, Norilsk și uzina de utilaj greu Uralmaș, uzinele de tractoare din Stalingrad, Celeabinsk, Kharkov, uzinele constructoare de automobile gaz, ZIS și altele. Evident, și Ford, spre exemplu, a participat plenar la construcția. Gazului și altor. Ford-ul a fost, apropo, implicat, cred că este pionier în această, în această industrie constructoare de mașini, care, apropo, a, a menținut aceasta și în perioada de după război. Noi știm foarte bine că uzina Toliate, în cinstea italianului comunist, este o producție a fiatului, așa? și aici s-au dezvoltat chiar primele modele, Vaz 1 și Vaz 2, Vaz 3, care e furgonul. Deci ele sunt de inspirație italiană. Dar gazul rusesc, mă refer la automobilul ăsta, a apărut datorită Fordului. Evident. Și din punctul ăsta de vedere, apropo capitalul american a fost destul de prezent în economia sovietică, spun până la momentul în care deci, Uniunea Sovietică considera această prezență indezirabilă. O istorie interesantă o are și uzina de tractoare din Stalingrad pe care am pomenit-o. Dacă nu greșesc, această uzină de tractoare a fost construită în Statele Unite, acolo a fost dezasamblată, adusă pe vapoare în Uniunea Sovietică și asamblată pe loc, tot de specialiști americani, dacă nu greșesc. Stalingrad a fost cea mai mare Uzină de tractoare din Uniunea Sovietică, și necesitatea acestei uzine era determinată tocmai de colectivizare.